Astăzi, Jandarmeria Română sărbătorește 123 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale. La 1 septembrie 1893, regele Carol I a semnat decretul ce a statuat înființarea acestei instituții. Cu acest prilej, la sediul Inspectoratului de Jandarm județean Sălaj, a avut loc un simpozion cu tema 1 septembrie, ziua Jandarmeriei Rurale. În județul Sălaj, jandarmeria a luat ființă la 7 aprilie 1919, având un efectiv de 5 ofițeri și 50 de jandarmi soldați, constituiți în campania de jandarmi Sălaj, subordonată regimului 7 jandarmi Cluj. Această sărbătoare, de o mare încărcătură emoțională, reprezintă un moment ce ne onorează și ne bucură deopotrivă, evocând gloriosul trecut și impresionantul prezent al acestei arme. Înființarea unei instituții stabilite, autoritare și eficiente pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, pentru respectarea legilor în mediul rural, a constituit o preocupare de seamă a conducerii politice și militare a României către sfârșitul secolului al XIX-lea, îndeosebi după războiul de independență. În ceea ce privește jandarmeria rurală, prin naturile ei, această instituție se deosebea radical de poliția rurală, care funcționase până atunci prin structură militară, cu valorile ei cantitative și calitative, pregătire superioară profesională și juridică, articulație teritorială cu multiple valențe operaționale. Jandarmii sălăjeni sărbătoresc în fiecare an la 1 septembrie înființarea acestei instituții. Astfel, astăzi a fost organizată și o expoziție de fotografii și documente privind istoria jandarmeriei rurale, activitățile dedicate acestei zile încheiindu-se cu desfășurarea unor întreceri sportive între cadrele unității. În fiecare an, la 1 septembrie, Jandarmeria Română sărbătorește Ziua Jandarmeriei Rurale. Azi, 1 septembrie 2016, se împlinesc 123 de ani de la înființarea, de la promulgarea legii Jandarmeriei Rurale, prin decretul semnat la 1 septembrie 1893 de regele Carol I, act care de fapt a stat și la baza înființării acestei instituții. Cu acest prilej, la sediul Inspectoratului de Jandarm județean Sălaj, a fost organizat astăzi un simpozion cu tema 1 septembrie, Ziua Jandarmeriei Rurale, simpozion în cadrul căruia au fost prezentate aspecte privind evoluția și modificările din parcursul istoriei acestei arme și, de asemenea, principalele misiuni și atribuții ale Jandarmeriei Rurale. Tot la sediul instituției a fost organizată și o expoziție de fotografii și documente, activitățile dedicate acestei arme, urmând a se încheia prin desfășurarea unor activități sportive între cadrele unității. Totodată, Mihaela Sabou, consilier superior la Serviciul Județean Sălaj al Arhivelor Naționale, a prezentat aspecte referitoare la evoluția și modificările survenite în cadrul acestei arme, misiunile și atribuțiile acesteia.